Administrația locală nu i-a uitat nici de această dată pe năvodărenii care au o poveste de spus. Cuplurile longevive care au împlinit 4 decenii de căsnicie au primit din partea edilului Nicolae Matei o diplomă, dar și un ajutor financiar. La voastră, câți ani de căsnicie? 41. A fost greu, a fost și cu suișuri și cu coborâșuri le-am petrecut împreună. Ce să facem? Viața ne-a dat de toate. Și bune și rele și suntem încă împreună, avem 3 băieți, mulțumim. Și astăzi primiți premiul pentru că ați rezistat 40 de ani împreună. Da. 49 face. 49, vă apropiați chiar de nunta de aur. Da. Cum a fost această relație? Practic, cum ne-am înțeles în viața asta lungă. O viață de om a fost, da, și să mai... bine și rău. Și mai bine și mai rău și ca fiecare fa, să mai certă în casa lui și bine. Despre această premiere a primarului, ce puteți să ne spuneți? Că sunt niște bani care în vremurile noastre... Dumnezeu, sunt foarte bineveniți. Sunt bine, foarte bine pentru toată comunitatea și îi mulțumim pentru această cale. Pentru că a putut să facă să, cât de puțin așa fericite familiile de pensionari. Ne v-am găsit, îmi cer scuze că am întârziat puțin, dar se spune că e bun șef, cel care își organizează în așa de bine treaba, încât nu-i se cunoaște lipsa. Și eu la primărie am cea mai bună echipă din județul Constanța. Am pe viceprimarul Chelaro. Și consilierii locali PSD în special, care mi-au fost alături și fără de care mi-a fi fost foarte greu. Suntem în campanie electorală și cer scuze pentru cei care au alte opțiuni politice, dar așa procedează toată lumea. Fiind în campanie electorală, încercăm și noi să scoatem în evidență mai mult lucrurile bune, pentru că lucrurile alea rele. În campanie electorală aflăm despre noi lucruri pe care nici urâte, lucruri pe care nici noi nu le cunoșteam. Lucrurile rele, de lucrurile rele, au grijă să le aducă la cunoștința dumneavoastră adversarii politici. Și dacă facem așa o socoteală simplă, avem la Năvodari mai multe partide politice care candidează, care și-au depus candidaturi pentru funcțiile de primar și consilier local. Și dacă îi adunăm, sunt vreo 200 de candidați. 5 sunt la funcția de primar și restul la funcția de consilier local. Cel care este pe lista de consilier local, de exemplu, e candidat, este imposibil să nu aibă cel puțin 10 susținători. 10 susținători, rude, prieteni apropiați, vecini. Face socoteala, 200 de candidați, cu câte 10 votanți, se strâng la nivelul orașului Năvodari vreo 2000 de persoane care, pentru care orice ar face primarul Matei, o să apucă luna de pe cer. Ei au un interes propriu, altul. Și o să spună împotrivă. Matei este mic, urât, rău, mănâncă cu picruzi, nu-i bun de primar. Cam 2000 de persoane care au un alt interes, o să spună altcineva e bun de primar. O să spună altcineva este bun de consilier local. În realitate, doar cine este răuvoitor nu poate să vadă că Năvodariu s-a schimbat mult în bine. Că orașul nostru este mult mai curat, mult mai frumos, este mult mai liniștit. Că, și trebuie să o spunem, că întreținerea, în comparație cu alte orașe din România, este la jumătate față de Constanța. Apa caldă și căldura. De 4 ori mai ieftină decât Mangalia.
la Mangalia, șefărie. Năvodar este singurul oraș din România care nu are niciun fel de datorie către CED. Ba din potrivă, avem plătit în avans 30% pentru luna viitoare. Lucru care ne-a permis să dăm și gratuitate la 300 de apartamente pe lună și să facem lucruri, să scoatem cât am putut noi lucrurile bune la lumină în orașul Năvodari. Sunt oameni care nu înțeleg toate aspectele. Într-un fel, și eu și echipa mea suntem la momentul judecății. Eu nu vă cer decât să mă judecați corect și cu frică de Dumnezeu. Cu siguranță auziți vecini, prieteni, apropiați de dumneavoastră, care au alt interes, așa cum spuneam, să iese altcineva primar sau consilier local, care spun, Matei n-a făcut suficient. Matei nu a cheltuit banii bine pentru oraș. Vă rog să-i întrebați cu cât au contribuit ei la primărie, taxe și impozite, cât au plătit ei impozit pe apartament, un milion și ceva, cât au plătit impozit pe mașină, impozit pe parcare, taxă de gunoi, și după aia spuneți-le și ce a făcut primarul Matei, ce servicii a întors populației. Câți bani a plătit primarul Matei pentru iluminat public, pentru poliția locală, pentru drumurile făcute în orașul Năvodari, pentru parcările și aleile făcute în orașul Năvodari, pentru curățenie, pentru, nu știu, toate lucruri, pentru rechizite la copii, pentru pachete la bătrâni. Să știți că foarte mulți dintre dumneavoastră, inclusiv, au primit înapoi mult mai mult decât au plătit ca taxe și impozite. Sunt oameni și de înțeles dintre dumneavoastră care se așteptau sau vroiau să primească acea atenție, 1,5 milioane pentru văduve și 2 milioane pentru cupluri, pentru pe fiecare an. Să știți că nu se poate. Ar fi însemnat să dăm înapoi mai mult decât ați plătit taxe și impozite. Și aș vrea să fiu judecat corect. Cei care considerați că nu merit să merg mai departe, să o faceți. Cei care nu, încă o dată vă rog să mă judecați și pe mine cu frică de Dumnezeu. Pentru că acum și eu, ca să vă dăm stimulentul ăsta, vă iau la întrebări. Se spune că un cuplu se uitau, își depănau amintirile, au desfăcut geamantarul cu amintiri, cu poze, cu... Și geamantanul doamnei erau poze, multe amintiri, 4 cartofi și 100 de milioane de lei. Și îl întreabă soțul. Băi, nevastă, ce-i cu cartofii ăștia în geamantan? Peste poze? Dar și ce este și cu banii ăștia? 100 de milioane. S-au strâns ca mulți. Ce bărbate, suntem la o vârstă înaintată. Dar trebuie să măturisesc. De fiecare dată când te înșelam, puneam în geamantan un cartof. I-a venit greu la bărbat, vă dați seama? Foarte greu i-a venit. Dom'le, dar zice, într-o viață de om, 40-50 de ani de căsătorie, de 4 ori, el se gândea și ce a făcut el, știți? De 4 ori, te iert, băbuțu, zice. Dar acum îi explicăm de unde ai banii. Bărbate, dacă nu te superi, ți-o spun și pe asta. Să știi că de fiecare dată când se umplea geamantanul de cartofi, îi vindeam și puneam banii aici. În total, administrația publică locală Năvodari acordă premii în valoare de peste 168.000 de lei. Luni au fost premiate persoanele văduvă din oraș, iar miercuri vor fi recompensați cei care au împlinit 80 de ani de viață. Aproximativ 1.000 de vârstnici vor primi ajutor financiar de la administrația locală în aceste zile.
el.